Daniel Rosenthal, născut în 1820 în orașul maghiar Pesta, într-o familie de negustori evrei, sosește la vârsta de 20 de ani la București. Se apropie rapid de mediul revoluționarilor munteni, în special de cea a Rosetti. Din corespondența lui cu Rosetti, aflăm despre suferințele din dragoste ale lui Rosenthal și despre problemele sale financiare, dar și despre înflăcărarea cu care artistul susținea ideile revoluționare române. În același timp, Rosenthal se botează creștin ortodox și ia numele de Constantin. De acum se numește Constantin Daniel Rosenthal. N-aș fi crezut vreodată că sunt atât de valah cum sunt. Admir din zi în zi mai mult poporul valah. Câtă inteligență are, câtă blândețe, îi scria Rosenthal lui Cea Rosetti. În septembrie, o parte dintre conducătorii Revoluției, printre care Cea Rosetti și Constantin Rosenthal, sunt arestați și transportați pe Dunăre către Orșova. La cererea administrației habsburgice, Rosenthal este eliberat la Rusciuc. El îi va însoți însă pe exilați de pe uscat, alături de Maria Rosetti. Până la eliberarea acestora, doamna Rosetti își procură pe vapor câteva straie țărănești, se travestește astfel pentru a se putea apropia cu mai mare ușurință. Ea îi urma pe uscat în care grosolane de țară. Ei o vedeau de jos pe scumpa lor eliberatoare, cum merge vioaie, plină de farmec, în portul asta de țărancă. De țărancă valahă. Este frumoasă, este arsă de soare, în straiele acestea de săteancă, fără altă podoabă decât strălucirea ochilor scăpărători de inteligență și de bunătate. Și li se părea adesea un înger trimis de Dumnezeu și nu erau departe de a-i se închina. Putem presupune că episodul cu Maria Rosetti, deghizată în țărancă, zbătându-se pentru eliberarea soțului său, i-a servit drept inspirație lui Rosenthal pentru cea mai importantă compoziție a sa, România Revoluționară, realizată în perioada exilului parizian. Pe 6 iulie 1851, Rosenthal se îndrepta spre Transilvania cu scrieri propagandistice date de Rosetti. Urmărit încă de la Paris, avea să fie arestat și întemnițat la Budapesta pentru propagandă. La 23 iulie 1851, Rosenthal moare în închisoare. Avea 31 de ani. Destinul său tragic, expresie a angajamentului total față de cauza revoluționară română, devine unul romantic în sine, întregind în mod nefericit, dar exemplar, demersul artei sale. Extrem de încântat că Muzeul Național de Artă al României a decis să facă o expoziție retrospectivă Rosenthal. A făcut niște portrete deosebite, acestea deja cunoscute ale familiei Rosetti, cu care era foarte bun prieten, Maria Rosetti, scoțiancă devenită româncă,
Rosetti, Cea Rosetti, gazetar, literat, revoluționar, primar, ministru și anturajul lor. Nu știam calitățile de portretist ale autorului. E căldura, atmosferă și detaliu îl integrează în întreg în ansamblu și este un portretist desăvârșit. Este greu să fii România revoluționară? Este. Te apasă toată istoria aceasta, te responsabilizează, te emoționează. De când am aflat de acest proiect, trăiesc numai cu ei în cap, cu Maria Rosetti, Cea Rosetti, Rosenthal, am citit despre ei, m-am lăsat impresionată de viețile lor și de tot ce a însemnat atmosfera aceea, când românii luptau pentru țara lor și când pentru asta trăiau. Pictura preferată pe care atât de mult ai căutat-o și ai așteptat-o în această seară? Nu numai că am căutat-o, totdeauna îmi vine în minte această atitudine. Culorile au putere, terapia culorilor. E, aceste trei culori, roșu, galben, albastru, astea sigur au putere energetice și mie mi le dau. V-ați făcut lecțiile precum o actriță. Sper că le-am făcut suficient și am intrat puțin în spiritul lor și sper să se fi simțit un fior așa de emoție. Sper ca expoziția pe care am vernisat-o astăzi să fie un succes, așa cum Rosenthal merită, și vă așteptăm să o vizitați până în februarie 2021.